Eu acum vreau să spun, dacă m-ați întrebat că și de unde sunt și cine sunt, am să vă prezint niște lucruri care am crezut, cred eu că eu sunt Miss Bănățan, că cuvântul ăsta, dacă zic că sunt bănățan, zice Miss. Miss Bănățan, Miss Texan, Miss Republican, Miss American, Miss Caransebeșan. Deci toate se potrivesc, merg în laină. Acum vreau să vă, că am zis că Banatul e frunce ardealului mintea, că știu că dumneavoastră sunt mulți ardeleni, nu vreau să vă jignesc, dar vreau să spun un lucru. Banatul, de ce-i fruntea? Banatul, aș putea să spun că revoluția care s-a dat startul, scânteia pentru libertate, Timișoara l-a dat. Știu că toți ați fost luptători, dar așa a fost Timișoara și cine a fost omul care a dat scânteia? Un neoprotestant ca noi, un evanghelic. Era un maghiar, păcat că nu a fost nici un român acolo, din câți ori fost în Timișoara, nu a fost niciunul ca să se dea startul, m-aș fi bucurat să fie un român. Dar, în fine, a fost un evanghelic și știu ce-or făcut. Eu am fost după Revoluție acolo, când m-am dus, îmi povesteau că am un nepot al unei nevaste mea, lor omorât în Revoluția aia. Și spuneau, zice, ortodox și popii aia, ori închis ușile la catedrală și dacă vă duceți la Timișoara, vedeți toți copiii aia omorâți în simpoze, cum eu mitralizat. Asta a fost ortodox și popi din Timișoara, că avem unul care s-a mărturisit păcatul, Corneanu, mitropolitul Banatului, el a spus, am fost un trădător, îmi cer iertare în fața națiunii. Cam numai ăsta s-a cerut, ăștia noștri, că 80%, știm, nu, niciunul nu s-a cerut, că așa e o problemă, că nu mai au harul, cred că nu știu de ce, că e pentru binele lor. Eu am oamenii care m-au semnat sentința de condamnare, aș fi vrut când am fost să dau mâna cu ei, că numai așa iartă Dumnezeu, dacă se recunosc și Dumnezeu iartă, nu-i pierduți, dar nu știu, nu mai au harul, nu mai au, de ce nu vor. Acum am vrut să spun, asta e Bănățan, că am spus, asta e Fruncea, nu vă supărați, acum viața din Banat și în Ardeal e cea mai bună, că asta știe toată lumea, ca nivel de trai. Acum sunt texan. Și aici, în Texas, vă dau și aici un exemplu. Pentru că, să-mi spuneți dumneavoastră, unde găsiți să mănânci un steak de 72 de oanți free numai în Texas? Asta eu am spus, e Banatul românesc. Texasul e Banatul de România. Și acum să vă spun de ce-i fruntaș. Noi, uitați-vă pe statistică că Texasul e numărul unu azi în economie. Să vă uitați, să vedeți. De-aia-s mândru că-s texan. Și-s mândru pentru că cei mai mulți creștini care există în America, nu vă supărați, în Texas. Toată Europa la un loc nu are atâția creștini cât sunt în Texas. Eu m-am dus acolo, știu, și eu am în Los Angeles, la dumneavoastră, mulți acolo sunt biserici, de la 5.000 la 20.000, 25.000, 32.000 are ăștia din Houston. Texasul sunt oameni care acolo, când Bush s-a rugat, nu știu dacă dumneavoastră știți, când a început războiul, că am și pe Bush, tot texan, când Bush s-a rugat, când a început războiul, Condoleezza Rice i-a spus, domnule președinte, cu ce să vă ajutăm? Și l-ați auzit poate unii, n-am nevoie de nimic, suntem cea mai superioară țară din lume în forță militară și economică, așa îi, avem nevoie de un Dumnezeu și rugăciunile voastre. Că m-am gândit, dacă numai Texasul se roagă să deschid fereștii cerului pentru un președinte care ne-a făcut o cinste, că am văzut și pe Reagan când a vorbit la chinezi, când a spus, temelia Americii e pe Biblie și avem pe Jesus, că l-ați văzut pe Dumnezeu și în China cum a vorbit. I am Christian și poporul meu 90% e creștin, sunt creștin și credem într-un Iisus, un Jesus care m-a changed my life, m-a schimbat viața mea. Sunt mândru de Texas, v-am spus, pentru asta v-am spus acum, la fiecare am câte ceva să vă spun. Acum am trecut de Texas, vine republican. Nu mi-e frică să spun că ești republican, că așa îi. Și de ce ești republican? Pentru că uitați în istoria Americii, cine a călcat pământul american
500 de ani în urmă, creștinii persecutați din Europa. Aici au debarcat creștinii. Și cum au debarcat? Cu o credință evanghelică. Nu cum avem noi ortodoxi în România, care o ortodoxi care se închină la oasă moarte și la părăschiva aia, că toți se duc și țucă icoanele acolo, se duce și ponta acolo și toți guvernul țucă icoanele alea. Să-i ajute Dumnezeu, ia să-i ajute să fie președinte lui ponta. Ăsta părăschiva. Dar avem pe al doilea, care e Iohannis. Iohannis e evanghelic ca noi. Să știe toată lumea lucrul ăsta, că Iohannis, că zice că noi, eu sunt ortodox, eu sunt creștin. Iohannis, toată America e ca el. Și președintele Reagan și Bush au aceeași credință și noi toți. Să înțeleagă România că Iohannis va fi ajutat, că aici e o credință și toți sunt de partea asta evanghelici, că și au ortodox și acolo nu crede nici indienii care cred în vacă și în șerpe. Prostiile le duce acolo, toate babile merg târâși pe jos. Asta au făcut popii cu barat veșniția fraților la națiunea noastră. Două războaie care au fost nou omorât cât ce suflete bagă ei în iad. Pentru că e națiunea noastră și mă doare, nu știu cum aș putea să fac ca oamenii să nu mai creadă niște prostii care îi duce în rătăcire ca să-ți piardă viața veșnică. Și de-aia am vrut să vă spun că să-i ajute Dumnezeu lui Iohannis să câștige. Acum avem un evanghel. Ne pare rău că unii din evanghelici nu-l vreau, pentru că nu mai merge. Ăștia sunt oamenii care au fost agenți a securității, știm și în America. Uitați-ne, nu vreau să facă vot în biserici. Nu fac. Pentru că ar avea în continuare acest sistem satanic care a distrus lumea să mai continue. Că ei nu vor ca să lor, sunt oamenii lor, să văd pe faptele lor. Acum trec și de asta, mă iertați că sunt american. Asta e a patrulea. Și dacă sunt american, sunt mândru într-o țară în care o eliberat atâtea popoare care au fost subjugate, dictaturile toate, cum o luăm de la Hitler și până în zilele noastre, toți o eliberat, nu au luat nimic și nu au exploatat pe nimeni, dar unii au intrat, uitați-vă dumneavoastră, s-au dus cu cuvântul lui Dumnezeu în Iran și peste tot și-au plantat biserici pe Iisus Hristos pe tot pământul. America are cei mai mulți misionari din lume, care 80% au misionat și au mers, au perforat planeta Pământul pentru Hristos. Aștia sunt americanii care au investit miliarde de dolari pentru ca cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, să ajute pe tot Pământul. Eu știu că eram cu Bibliile care le treceam la Prut, la Ruș, acolo la Vuronii, le dădeau drumul pe apă. Ei cu cheltuielile lor le dugeam și ajungeau la oamenii ăștia. America e o țară care a fost o cetate de salvare pentru toți dumneavoastră și noi și toți creștinii persecutați din lume. Dacă nu era America, eu eram în pământ. Pentru că de-aia trebuie să avem un respect, că toți băjucuresc în stânga, în dreapta. Nu, America e țara noastră a creștinilor. Și noi trebuie să ne rugăm pentru ea. Amin. Ca Dumnezeu să o țină puternică și superioară și în continuare știm că acum e pe un păcat făcut împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Barack Obama a legalizat omosexuali, aborturi și lesbiene. Mâine, poi mâine, poate ei zic așa, va vrea și omul cu vaca să mărite. Tot e ok la ei. Pentru că aici e problema, o urâșiune a pustirii. Dumnezeu nu va binecuvânta țara asta cu sistemul ăsta, vă spun de acum. Dacă America a avut victorie, că a avut niște președinți care au respectat pe Dumnezeu și lor reprezentat ca un Dumnezeu mare și tare și America a ajutat toate țările sărace și toți creștinii, zice într-un loc, mila biruiește judecata. Și din cauza asta Dumnezeu a dat cea mai mare binecuvântare. Vă spun, uitați-vă dumneavoastră, dacă toată lumea moare de foame, America mai trăiește 50 de ani. Pentru că o binecuvântată de Dumnezeu. Și de-aia o iubesc. Și vă spun sincer, mâine dacă ar fi să mor pentru țara asta, îs gata, am 75 de ani în februarie, în anul ce vine. Fiindcă o iubesc, că e țara noastră care ne-a dat libertatea
și să-i ajute Dumnezeu și tineretul care ei să lupte împotriva tot ce e urât și spurcat, să nu le fie frică că cu Dumnezeu nu are să piardă niciodată. Amin. Și atunci cu Caransebeșul mâneam și Caransebeșul, când am zis că sunt și caransebeșan, am să vă spun două lucruri. Caransebeșul e o cetate care comuniștii n-au putut-o cuceri. Asta e Caransebeșul. O să vorbesc poate duminică seara ca să mă înțelegeți de ce și cum și o să vedeți dumneavoastră fapte, nu ioră doi. Acolo sunt oameni minunați, oameni curajoși care au luptat și până la ultimul pic. Și acolo Caransebeșul, de fapt, curajoși oameni care au fost, dacă știți dumneavoastră, partizanii, toți ăștia care au fost omorâți, în jurul ăla au fost la Caransebeș, că acum noi ne tragem cam de la daci, aproape acolo, știți că dacii au murit și nu s-au închinat la romani. Și oamenii ăștia nu s-au închinat. Și comuniștii, ca să vă spun numai un exemplu, când au venit împuternicitul cultelor în biserică, noi am terminat cu ei, că acum o să vorbesc altă dată, l-au întrebat, crezi în Dumnezeu? Nu, n-ai ce să cauți aici. Ai și Dumnezeu și ideologia marxistă împotriva ideologiei lui Iisus Hristos. Asta a fost un lucru mare, că de-aia s-a organizat toată Uniunea Baptistă, toți trădătorii, cu inspector general, au venit cu secretar de partid în biserică, cu securitate și n-au putut nimic. Noi am avut niște oameni de valoare acolo. Acolo am lucrat cu doi oameni principali, ca să știți, unul de la dumneavoastră de Arad. Adică aș vrea să spun, ca să nu trec, Aradul și cu Caransebeșul au fost, ca cum au fost anglo-americanii, așa am fost noi, Caransebeș, Arad, așa am fost noi. Noi am fost, Biserica din Bujac a fost fratele Liviu acolo. Acolo am avut un om de mare valoare. Nu știu dumneavoastră dacă și știu curajul lui fratele Gavrilovici. Mă iertați. Un om, că-l știu când am avut botezul, nimeni nu a vrut să mă țină botezul ăla în duminică, că vă vorbesc eu. Și când a venit păușe, eu am fost un prieten bun al lui și la meu. L-am iubit foarte mult pentru curajul lui care ne-a învățat acolo. Și am zis, frate, vrei să țin botezul? Când nimeni nu credea că se poate ține. Da, el a riscat acolo și a ținut botezul când era toată securitatea acolo, Bucureștiul tot. Și a ținut botezul și pe ei am pus jos pe toți. Ori stat pe bancă, pentru că acolo nu a mers, că eu președinte. Președintele a fost așezat pe bancă și a spus, acum vă spun că, că eu am fost omul ăsta, mai rău acolo. Și i-am spus, domnule, biserica, am pus la vot biserica, a votat că nu aveți voie. Deci la noi nu era biserica forul superior, nu ei. Și am ținut pe bancă. Botezul s-a început, a fost frumos, dar vă spun eu povestea mai de la început, așa, că acolo cea mai mare victorie a fost, nimeni nu a vrut, nici Pavel Niculescu, nu a venit, nici Popescu, că erau prietenii noștri, nici nimeni nu. Și a venit fratele, eu nu l-am chemat, a venit într-o întâmplare. Dar vă spun eu cum a fost întâmplarea, acum nu am timp de așa, că am altceva să prezent. Și de-aia spun, am un respect, să știți, va fi, dacă voi face cartea, va fi în cartea mea omul care totdeauna, mă iertați că plâng când știu așa oameni curajoși și au fost aruncat de găvăgină să nu mai fie. Și acum el le predică și găvăgină stă pe bancă. Așa a fost Caransebeșul. De-aia v-am spus, o cetate care comuniștii n-au putut să o învingă. Acum vreau să vă spun, am terminat cu aceștia toate, vreau să vă spun că nu mă cunoașteți bine. Eu fac parte din două categorii slabe. Una îs șofer și a doilea cioban. Acum știți dumneavoastră că în România era o zicală, oameni buni, oameni rei și șofere. Eu fac parte din oamenii ăștia. Și cioban, când ai auzit de cioban, du-te, domnule, de aici. Eu vreau să vă spun că am crescut pe munții Banatului de la copilăria mea. De la 12 ani, acolo sunt urși în munți și jos sunt lupii. Și am trăit viața
în tinerețea mea cu bunicii mei, cu tot, m-a plăcut, că de-aia am pus pe blogul meu oile și unul zice, băi, zice, ce mă încurci cu oile astea, ce mai vadă lumea, ce, că tu ești drive, nu știu, lasă să le vadă. Vă acum paranteză, m-am dus la Washington când am venit în America, am fost cu Ionică Moldovan și ne certam acolo amândoi, el vrea să zic că e driver truck, eu, băi, eu mă prezint ca cioban, shipperman sau cum se zice în engleză. Și el, nu măi, că nu iese bine. Și vine directorul de la Zurich, ce aveți? Ăsta zice, domnule, el vrea să fie shipperman, asta ne facem, e mai bine să fie. Dați-mi voie să intervin aici. Fratele, nu explică tot. Au fost chemat să depună mărturie în Congresul în American, Congres, cu vrea, da, la persecuție în România. Și acolo le s-a dat să completeze o hârtie, ce profesie au. Și fratele a scris acolo, e cioban. Și Ionică Moldovean și alții au spus, nu pune cioban, că nu sună bine. Și fratele, eu asta pun, cioban am fost. Și după ce l-a vorbit în Congres, înainte le-au vorbit alte personalități din lumea comunistă. Solzhenitsyn nu a fost acolo, oameni mari au fost. I-au aplaudat, dar da. După ce a vorbit, el, tot Congresul s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat pentru cuvintele. Că nu știam de ce, că eu nu pricepeam nicio boabă. A doua zi de America. Și când m-am dus, m-a prezentat așa, ăla zi, lasă zi așa. Băi, lasă să fie așa, că numai la Washington nu a fost niciun cioban. Că acum nici la dumneavoastră nu e niciun cioban. Eu sunt primul, cred că, nu știu dacă... Că și dacă mai fi vă unul, nici nu recunoaște că asta e o meserie care nu-i de fală. Și ajung acolo la gata, să ridică toți. Intră fata aia care m-a transdus. De ce s-au ridicat ăștia? Fiindcă cioban, eu nu am ceva rău, că nu știam. Nu, domne, lasă că e bine așa, zice, că s-au ridicat, că la Solzhenitsyn nu s-au ridicat niciunul. Și de-aia v-am spus, nu mă fă rușine, ăsta sunt. Și acum vă spun cine... Sunt și înapoi, cum zic ăștia, am 7 clase, 3 le-am cumpărat într-o seară, că n-am putut să intru la școala de șofer. Măcar eu recunosc, nu ca Ponta, că o plagiat, nu recunoaște. Mă recunosc păcat în fața lui, nu mi-e rușine. Asta a fost. Și a doilea, sunt driver, driver de truck, de 51 de ani, că am zis că bănățenii aveau o vorbă, cât e Banatul de mare, 3 feluri de drumuri are, unul drumul de pământ, ce merg ciobanii cântând. Veneam la Timișoara, la dumneavoastră, la Arad, am vrut să duc oile odată la Peșca, pe acolo, în Arad, Peșca. Și eu m-am oprit la Topolovățul Mare. Eu aveam o turmă de oi și nu puteam să erniez acolo. Mă duceam cu ciobanii și m-a fost drag viața asta, vă spun, că de-aia am și pus și oile. Poate toată lumea să spună ce vrea, nu mă pasă, că problema nu-i cum lumea toate să mă lauge și dacă eu am pe Dumnezeu, am majoritatea, n-am nevoie de... Și acum ajung aici cu unde am rămas seară, că asta drumul de fier. Și drumul de fier merge trenul pe el, drumul de pământ merge banii cântând. Și nu, drumul cel de piatră, circul de o viață întreagă. Am un prieten aici care știe de când în America, din România, am 51 de ani, alerg pe drumurile astea și dacă v-aș spune câte obstacole n-am avut. Și accidente și necale. Am văzut moartea de multe ori. Dumnezeu m-a dat, nu de 7 ori, mai mult viața m-a dat-o. Și am văzut mâna lui Dumnezeu. De-aia îi mulțumesc că astăzi pot să vă vorbesc și vă mulțumesc și dumneavoastră la toți și fratele Daniel și comitetul că m-ați acceptat să pot să-mi exprim și eu. Că nu acum încep și o să vedeți mai duminică poate cazurile care au fost și pușcăria și tot ce am trecut. Dar acum am făcut o introducere și acum ați vreau... Ați mai scris aici, da. Frate. Acum... Ați scris ce ați fost. Bănățean, texan, republican, american, caransăbeșan, cioban și acum... Acum vine cei mai principal, că vă spun eu ce. Așa. Am să vă dau două exemple cu ciobanul. Una e David și una e vestea cea bună. Dar încep așa. Cu David. David era un cioban. Și el ca mine era... Avea și părul bălai, că și eu am fost blond când... și așa spune. Și ce face David? Se duce la frații lui, să le ducă niște cași, niște de la oi. Ce să duci de la oi? Și când ajunge pe linia întâi, vede acolo, bă, zice, cine e ăla care hulește numele Dumnezeului nostru? Bă, ăsta e Goliat, ăsta nimeni nu poate să stă în fața lui. Un uriaș. Nimeni nu poate să... Băi, spune, eu mă lupt cu mă pleacă de aici, te-ai lăsat și oile pe acolo, nicăierea, și tu vrei să te lupți cu oile, tu ești de luptat. Am să mă lupt cu el, duceți-mă la împărat. Și dumneavoastră știți istoria, se duce David la împărat
Și când se duce la împărat, îi spune: împărate, vreau ca să-i crăp capul, sau cum o fi zis lui ăsta, că ăsta nu vezi că... Mă, băiatule, păi nu se poate că tu ești un copil, păi ăsta e războinic. Împărate, eu mă duc în numele Domnului. Eu am despicat falca leului și am... Dumnezeu m-a ajutat și cu acesta voi, astăzi îl voi termina. Și împăratul a văzut, vrea să-l îmbrăce niște alea de fier, du-te, Domnule, lasă-mă că eu am prașcă de la oi, știu eu cine mă ajută pe mine. Și pleacă David și îi spune lui Goliat: astăzi îți voi da carnea ta să mânce păsări. Și dumneavoastră știți victoria. De-aia m-am mândrit și eu că am avut un cioban care a făcut un lucru în numele lui Dumnezeu, că a câștigat victoria și a fost cel mai grozav împărat care ține Dumnezeu e după inima mea, David. Și Dumnezeu a ajutat. Ca de-aia am vrut să vă spun, Dumnezeu nu se uită ce pregătire avem. Știu, v-am spus, sunt un om și toți bloghiștii mei, că le mulțumesc, am un bloghist foarte bun, că l-am obăgat pe mine să pot să-mi vârs și eu foc un blog, Răzvan, un băiat, și toți bloghiștii ăia să le ajute Dumnezeu, pentru că au niște cap la ei care spun adevărul și atacă nedreptatea. Și am vrut, că ei toți au vrut să știe, pe blogul meu, zice unul: mă, acum când am văzut oile, nu mai vreau nici să aud, că Rădoi, tu n-ai nici în cap să-ți dai, n-ai scris așa. Păi n-am scris, că nici n-am spus că scriu. Eu nu știu să pun nici virgulă, nici punct, n-am școală. Și cine mă ajută, colaboratorii mei, Dumnezeu i-a scos ca să-mi facă un blog frumos, adică eu le spun, când le spun secvențele mele sau articolul meu, că ei le ajustează, le ajustează și iese frumos. Și acum sigur că m-am prezentat, că poate și în România, să știe și ei că eu, Rădoi ăsta real, care mă vede în carne și oase. David a fost modelul dumneavoastră, văd că. Eu nu sunt ca David, nu sunt la nivelul lui David. A stat și dumneavoastră în fața leului și lui Goliat. Ce am vrut să vă spun, al doilea, important, pas îngerii, vestea cea bună, locui credeți că o dă? La niște ciobani. Acum și eu sunt tot în avantaj, că ești bucuros că la ciobani o dat-o. Și aduce vestea cea bună ciobanilor și în vestea asta cea bună mă dă Dumnezeu și mie într-o seară în care îl cunosc real. Seara aia când v-ați pocăit, vreau să spuneți, frate, da, cum a fost când v-ați întors la Domnul. Mă iertați că câteodată îmi scapă, m-a zis un băiat: măi, să nu, frate, tatu, să nu ce zgârne acolo, că... Dar ce să fac? I-am spus lui frate Chiu, poate îmi vine momente din ăștia. Și acum am să vă spun întoarcerea mea la Dumnezeu. Eu am fost un om, tânăr am fost, ca să știe băieții și care... Eu n-am fost bătrân când m-am întors în floarea vieții, înainte de armată am fost... M-am dus, aveam negeia în stat și negeia sau ruga, cum să îi spun? Petrecere câmpenească, cu băutură și cu dans. Da, 3 zile se ținea, el mergea la satul ăla și acolo se punea muzica. Și eu am fost pătimaș mare cu Nuca Nova, cu toți ăia care dumneavoastră știți, cântări de alea de lume și băutură. Plimblam cu ăsta, la noi spune răchie, cu sticla în buzunar. Tatăl meu iară un bețevan, am fost dintr-o familie... de bețevani. Și acum ăsta zice vedeți cum Dumnezeu lucră până oamenii. Zic, punem geamurile de fereștile, ca cu fereștile. Știți dumneavoastră cum sunt în România, nu sunt ca în America, cu 4 figle, cu, și eu, ca să fiu cineva, îmi pun fereștile, dar îți pun în fereștile, zice ăsta, era o pocăit, dacă mergi cu mine la biserică. Și băine Andrei, zic, cum să merg la biserică cu dumneata, că unchiul meu e popă în sat, Cocârla, poate ați auzit de Cocârla. A fost și Cocârla care a fost secretar de partid și nu știu ce. Zic, nu pot, că atât am trebă. Toți bunicii mei au mers acolo mici mari la Biserica Ortodoxă. Și mă duceam și eu, dar el când mă duceam, cânta Biblia, cânta din Evanghelie și nu-l înțeles vădată. Nimic n-am înțeles. Și mă duc în seara, băi, zic că tatăl meu, auzi aici, hai să mergem că-l păcălim pe ăsta, pentru că i-am spus ăla, nu merge o sara să nu mă vadă nimeni. Erau niște oameni slabi acolo în sat, amărâți. Nu erau la cine știe ce oameni. Dar mergem numai să-l păcălim.
când mă duc acolo, predică un om, nu era pastor, nu nimic, un cetățean din satul meu, era bun vorbitor, foarte bun. Și era și vâra doilea cu tata meu, el. Și acum el a luat o predică, un cer nou și un pământ nou. Și a dat exemplu că există o salvare, Iisus Hristos, care a murit pentru toată lumea, poate să șteargă păcatele și poate să ne dea ca să viața veșnică până el. Și a explicat și eu când am auzit, s-a ridicat părul în cap la mine așa. Și am zis lui tatăl meu, ascultă aici. Eu din seara asta am terminat cu lumea. Eu trebuia să fiu la Vinerea Mare cu băieții, cu prietenii mei, cu muzica, cu... Aveam un unchi, el avea două fețe, numai eu eram la părinți și el cu fețe lui și să facă. Trebuia eu să fiu acolo mic mare cu... Și acum eu îi spun lui ăsta să termină, Neandrii, poți să le faci fereștile, să nu le faci. Eu din seara asta mă pocăiesc. Acum vreau să vă spun să mă înțelegeți. Dacă îmi dădea unul Timișoara, se spune ea te, sau România, nu mă pocăiam, fraților. Vă spun sincer, nu m-aș și pocăi pentru toată lumea, că eu iubeam plăcerile și atunci am început să gust în lumea asta care poftele și tot. Și acum să schimbă în mine ceva, fără să vreau, v-am spus să mă înțeleg, eu ce vă spun, Dumnezeu mă aude, nu vă vin aici să vă arunc niște vorbe aiurea așa. Și acum eu aveam, să nu mai, așa m-a venit scârbă, nici să nu-i mai văd. Tot ce am iubit, am urât, că așa a fost. Și acum mă duc acasă, în cazul mare, bunicii mele, că mă vedeau bocăiți. Tu ești ultimul om, acum gata, dar ce să zică, niță, uică-mi-o, popa, păi ce să zică, auzi? Și mama zice, lasă că ne pocăim noi numai, zice, tu stai, mamă, zic. Nu mai mă întorc și nu știu ce s-a întâmplat. Că aici vreau să vă spun că e o diferență, băieți tineri, când vin și crești lângă părinți pocăit. Nu știi, dar întoarcerea la Dumnezeu când o faci brusc așa, asta e ceva care chiar că te întărește, că vezi cu ochii că ai făcut ceva ce nu ai vrut să faci. Dumnezeu schimbă viața și așa m-a schimbat-o în seara asta. Și am ajuns acolo la o discuție, n-am știut Biblia, de unde să știu, și cer la aia, mă duc la oi, că bunicul meu era cu oile, o familie care ne-am ocupat cu oi, aveam număr de casă în Caransebe, așa îi spune Răcovița acolo, și acolo bunicul meu a făcut număr de casă, eu aveam stâna de oi, saivane, așa când a venit colectivul, m-a luat tot. Și acum mă duc acolo, 6 săptămâni am fost să mă pregătesc. Nu cunoșteam testamentul, l-am învățat testamentul și vă spun sincer, când vineam seara eram singur în sălaș, așa îi spunem noi, nu era electrică, lampă. Și așa simțeam, vă spun, o bucurie care n-am simțit-o în viața mea. Eu când îmi ziceam și poezii mie singur, că m-o dată ia niște cărți și când colo, ziceam, eu mă gândeam că sângerii toți pângă mine, să uite și ei, că asta era programul, că eu atât am, așa Dumnezeu m-o dat. Și mă întorc, mă pregătesc cu Noul Testament, l-am învățat așa cum știam că Dumnezeu mă l-a și întipărit și mi-era și drag, că când ziceam, parcă mă înviora inima. Și mă întorc acasă acum să fac la masa rotundă, să mă întorc cu bunicii mei, cu uica meu, cu toți neamuri acolo, ca să vorbim acum, să rezolvăm problema. Că eu și acum încep discuția cu el, încât mi-a fost... Să înțeleagă, frații. Fratele s-a pocăit pentru că cineva l-a invitat la biserică și a spus, nu-ți fac ferestele până nu vii la biserică. Și a zis că mă duc și o noapte când nu mă vede nimeni și acolo s-a pocăit. După aceea și-a dat seama că nu cunoaște cuvântul și a luat cuvântul lui Dumnezeu, s-a dus și 6 săptămâni a stat în singurătate și a citit cuvântul zi după zi, seară după seară, până când s-a simțit stăpân pe cuvânt să vină și acum să dezbată cuvântul lui Dumnezeu cu cei din familie care voiau să-l despocăiască. Și acum am întâlnit unchiul meu care era cu teologie. Și îi spui, ui, caniță, uite, am punctul ăsta. La punctul ăsta, dumneata, pun cătrința aia în cap și ierți păcatele. Eu îți arăt în Biblie că sub soare nu e altul decât Iisus Hristos care iartă păcatele lumii. Și zic, îți arăt a doilea punct care îl greșești. Botezi copilul de o lună. Uite, îți arăt tot urmașii lui Hristos și chiar el se botează când e matur. Nu se botează copilul de o lună, cum botezi dumneata. Dar în ce Biblie ai luat-o dumneata asta?
Și zic, merg mai departe. Eu zic, ai văzut famenul când vine și spune ce m-am pe toți creștinii, dar o luăm toată istoria, zic, ți-o arăt. La ziua cinzecimii, 3000 se întorc și se pocăiesc. Păi care Biblie citești, dumneata? Și el, când l-a văzut, n-avea cum să... Băi, Laie, zice mie, zice eu, noi avem și alte cărți, dar un bunica meu, auzi, Niță, zice, ne-a dus de nas până acum. Eu mă pocăiesc cu nepotul și ăia toți ne pocăim. Și așa, fraților, biserica aia care eu am pus geamurile, 2 ani au fost la mine în casă. Am avut neamurile mele, majoritatea s-au întors la Dumnezeu. Și am făcut și biserică după aia, că toți erau, ăștia neamuri erau republicani, toți. Și am început și am făcut biserică, și azi e biserică mare de cărămidă. Și acum Dumnezeu mă ajută, că acolo m-am și căsătorit. Am fost logodit cu una, că am terminat, că am zis, Doamne, eu nu m-am pocăit, nu-mi trebuie. Și am văzut pe soția mea, mi s-a părut că e Mrs. România, așa a fost. Acum iertați, toți care ați avut, așa a fost. Și când am văzut-o, am zis, Doamne, ajută-mă ca soția asta să fie a mea. Am fost la nunta lui fratele ei. Și așa o și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut o soție care m-a ajutat și știu cât de credincioasă a fost. Și ce să fac? Am trăit viața cu ea. Ați spus că în momentul în care v-ați pocăit, erați prieten cu o fată din lume care nu cunoștea pe Domnul. Da, pe ea am spus și că... Și ați refuzat să vă căsătoriți. Și am mai fost cu una și logodit. Eu nu pot să mă... cu lumea, pentru că dacă se pocăiește, e adevărat că poți să faci, dar nu ce poți baza huliu totdeauna mâncă găina. Și mai bine sigur cu una pocăită. Decât... Ce spuneți tinerilor care contemplează ideea să se căsătorească cu ceva care nu e pocăit? Nu, e o greșeală mare. Că vă spun eu de ce. E greu și s-ar putea că v-am spus că huliu atrage găina mai ușor ca găina huliu. Și mai bine așa să se ia unul credincios și să înceapă o viață frumoasă, că e numai luptă. Amin. Luptă grea ca să ai două păreri, să fii de două religii. Ați avut opoziție din familie când v-ați pocăit, și mama și tata și bunicii toți s-au împotrivit. Până la urmă toți s-au pocăit, nu? Da, mama mea, că eu vreau să vă spun, de mic copil m-a învățat tata nostru să zic Sara, că am fost în familie de credincioși. Și mama mea, ea totdeauna, aveam frica în mine, băgat ceva de Dumnezeu. Și mama mea a zis, Blaie, de-aia spun, mamă, niciodată, de-aia s-a bucurat că tata meu le băcea pe toate, le lua la rând, le băcea când se îmbeta și de-abia a apucat că s-a pocăit și în casa noastră va fi, așa a și fost pace, biserică și o bucurie, că acum vreau să spun, bucuria care am avut-o acolo, n-am avut-o în viața mea. Așa m-a dat Dumnezeu, că de-aia eu când am fost la securitate și m-a întrebat, acum eu am, cum să vă spun, eu am niște lucruri care în viață, care am fost întrebat, adică de ce am făcut la securitate? Domnule colonel, îl cunosc pe Iisus Hristos real și am spus cum, uite așa, așa, și cine era colonelul, bunicii lui erau pocăiți, el mă asculta. Și tot mă întreb, mă rădui, de ce ești tu deosebit? Pentru că îl cunosc pe Hristos dintr-o seară și îl cunosc real. El spune, arată-mi, pipă, noi atei, asta e masa, știm, arată-mi pe Dumnezeu. Domnule colonel, dumneata nu poți să vezi ceva nemărginit, Dumnezeu e nemărginit. Și Dumnezeu, eu nu am nicio dovadă, nu-mi trebuie. Știu că dacă îmi dădeai lumea toată, nu mă pocăiam. Și în seara asta, o putere supranaturală, Dumnezeu m-a schimbat viața. Slavă și cum a schimbat-o? O fericire care n-am avut-o și nimeni nu m-a putut în zi de azi. Îmi pare rău, vă spun că în tinerețe am trecut, eu nu sunt pe poziție așa bun, să nu credeți că sfânt, sunt rău, poate mai rău ca oricare din dumneavoastră, că lucru și cu șoferia, cu multe ispite. Și de-aia am vrut să nu mă credeți că acum vin în fața dumneavoastră, mă arăt că sunt un sfânt. Am multe greșeli. Și de-aia Dumnezeu m-a ajutat, că acum ajung în armată. Mă însor, nevasta mea și plec în armată.
prima acțiune a mea care a fost în armată, că la lecții politice, dumneavoastră știți care sunt vârste, asta făceau comuniștii, lecția împotrivă, că nu există Dumnezeu. Și ajung acolo, erau mulți, erau pocăiți peste 10 acolo. Și capitanul, când nu eram instruit acum de fratele Olac, și-am cincit eu, din cuvântul lui Dumnezeu atât aveam în mintea mea băgat. Și eu, când am auzit că toți câtorva, 80 au fost, domnule capitan, minți, n-am mai zis că nu e adevărat, minți. Pe când a auzit el cuvântul ăsta, m-a scos la raport în fața, eu am făcut la Oradea, la 12-23, la regimentul de tancuri acolo. Precizare, capitanul și-a ținut lecția politică și a spus, nu există Dumnezeu. Și dintr-o cei de acolo, fratele a avut curaj să scoată în picioare și a spus, minți, Dumnezeu există. Și să vedeți un ortodox, că erau și baptiști și pentru toți au tăcut. Și un ortodox zice, și eu cred că există Dumnezeu. Eu am crezut că e danoști. Bă, tu zic, ești pocăit sau... Nu, zice, eu sunt ortodox. Doamne, când... Și ăștia mei tac toți camulile stăteau acolo. Și acum să vedeți Dumnezeu cum lucră. Mă duce la comandament, la șeful de stat, tot comandamentul. Ăsta erau politici, șeful de stat major. Și acolo, în fața lor, de ce am spus, și acum acolo îmi spune ei că îmi dă niște cărți ca să le citesc, să nu mai cred. Și acum zice, de ce crezi, domnule colonel, îmi permiteți? Eu vă spun de ce cred. Și atunci am spus, eu v-am spus dumneavoastră, într-o seară îl cunosc pe acest Dumnezeu real. Și nimeni în lume nu mă va putea schimba din linia care o am, că îl cunosc și mi-e drag de el. Și n-am să fac nimic, și nu, așa rămân. Și colonelul se duce, pleacă. Mă pomen peste 3 zile, mă cheamă, era cea mai bun geabă, era să fii pe mașina de transport ca să aduci alimente din oraș, nu făceai nici instrucție, nu nimic. Și mă cheamă un ofițer, zice, vino că-și chemat aici, la, nu la comandant, la care era cu parcul, cu auto. Și mără, doi colonieli au spus să-ți dăm mașina de transport ție. M-am mirat. Ăia zice, mă, cum i-a fi dat-o lui ăsta, că ăsta, ai văzut cum a vorbit. M-a dat mașina fraților de transport și acum m-a făcut o faptă mare, că am mai mulți, m-a dat și permisii și m-a simpatizat. La leatul meu a fost cu 2 ani. Și când să ne eliberăm, au fost 2 ani concentrare la munci agricole. Ne-am dus pe la Avram Iancu, pe acolo, și am plecat. Și mă pomen că vine o mașină acolo și care-i rădoi. Acum eu depășisem, nu luasem porumbul ăla tot, mergeam după rând și unul m-a găsit, un infanterist de la băi, te bag în batalionul disciplinar, nu vezi ce ai făcut, că ai lăsat porumb necules. Și eu acum am crezut, gata, acum, zice, te cheamă la comandament colonelul. Când mă duc, tremuram, mă gândeam, Doamne, și ce se vede, mă întâlnesc cu șoferul lui comandant la ușă, rădoi, zice, ai o veste bună. Comandantul are 2 oameni care grațiază să plece acasă, eu și tu. Și atunci m-am dus sus, fraților, vă spun sincer, i-am mulțumit și i-am spus, știu de ce n-am mai dat drumul. Era un om care m-a apreciat. Dumnezeu să-ți ajute și să-ți dea viața veșnică, domnul colonel. Așa am plecat cu lacrimi în ochi. Slavă Domnului! Încheiem mai seara asta, care e ultima lecție pe care ne-a spus-o fratele, când un capitan a spus nu există Dumnezeu, l-a avut curajul să se ridice în picioare să spună, domnule capitan, nu spuneți adevărul, mințiți, Dumnezeu există. Toți s-au încremenit și au crezut că o să sufere din cauza asta. A fost chemat într-adevăr la raportul batalionului, l-a chemat în comisia de ofițer superior și s-a spus că trebuie să-și schimbe concepția, el a rămas pe poziție, a spus nimeni nu mă poate schimba, eu îl cunosc pe Dumnezeu în mod real, m-am întâlnit cu Domnul, a fost mărturia lui. Știți care a fost urmarea? S-a dat cea mai bună poziție în unitate de șofer al comandantului și i s-a scurtat armata cu 2 ani de zile. Două luni. Colegii au plecat la munci agricole pe 2 luni și l-au plecat acasă mai repede. Binecuvântă Domnul pe cei care au curajul să-L mărturisească. Amin. Să dea Dumnezeu ca toți tinerii noștri să aibă curajul să-L mărturisească pe Domnul în orice împrejurare în care sunt, fără frică și cu mult curaj. Amin. Amin. Să încheiem. Frate Ovidiu, încheiați noastră cu rugăciune.